copilul va utiliza în cartela? Există un senzor pentru a primi informația, un senzor care există la intrarea în școală și celălalt la ieșirea? Nu mai e loc de chiul și nici de scuze în fața părinților. La Colegiul Loga din Timișoara niciun elev nu mai intră sau iese din școală fără să fie monitorizat. Conducerea școlii a instalat un sistem de acces pe bază de cartelă, iar fiecare mișcare a liceenilor e supravegheată digital. Monitorizarea se face în timp real de către softul anexat acestor două dispozitive. Elevii nu sunt prea încântați de noul sistem de acces. Știu că de acum părinții pot vedea exact intervalul orar în care au stat la școală. Ție îți place ideea asta că o să fii monitorizat? Nu chiar, dar trebuie să ne supunem. Nu este în regulă întotdeauna așa. La ieșire mi se pare mai complicat. Pentru că, nu știu, fiecare elev trebuie să-și treacă cartela pe acolo. Măsura vine ca urmare a numărului mare de absențe înregistrate în școlile timișorene. Chiar dacă nu se află pe lista școlilor problemă, Colegiul Loga este primul care experimentează sistemul de pontare a elevilor. Considerăm că putem avea o evidență clară asupra elevilor care pătrund în școală, respectiv a celor care părăsesc școala. Momentan, doar elevii de clasa 9 au primit cartele de acces. În scurt timp însă, toți liceenii vor intra în școală doar după ce calculatorul i-a trecut prezenți.